Galeria Națională de Artă Forma din Deva a găzduit marți după masă vernisajul expoziției Pictori din București. Evenimentul, organizat de Uniunea Artiștilor Plastici din România, în colaborare cu filiala locală, face parte dintr-un proiect mai amplu, iar lucrările unei părți a pictorilor din București au ajuns și pe simezele de vene. E un proiect pe care l-am inițiat acum vreo 4-5 ani. Pictori din București au fost și la Galați, și la Brăila, și la Constanța, și la Vâlcea. Și iată că a sosit momentul și timpul în care să pictorii din București să fie prezentați și la Galeria Forma din Deva. Sigur că sunt o parte din pictori din București, filiala de pictură din București are 1200 de membri. Aici putem găsi pe simeze aproximativ 40 de pictori reprezentativi din diferite generații, din diferite abordări stilistice, să spun așa. Expoziția poate fi considerată și ca un semn de respect față de artiștii plastici din Deva care au prezentat la rândul lor numeroase lucrări în capitală. Iar acum, pictorii reprezentativi ai Bucureștiului au întors vizita. Această expoziție, după cum spunea și Marius Barb, reprezintă cei mai importanți pictori din București sau o parte din cei mai importanți pictori. Pentru noi toți sunt importanți, mai ales când vin la Deva. Să știți că și noi am fost pictori din Deva la București de nenumărate ori, într-o colaborare pe care o avem cu Uniunea Artiștilor Plastici, filialele din București, în special filiala de pictură. Astăzi avem o expoziție de o ținută extraordinară și ne bucurăm că Deva este un loc unde putem să găzduim. Vedeți că este o galerie frumoasă și exponatele sunt pe măsură. Reprezentanții conducerii Uniunii Artiștilor Plastici din România, prezenți la Deva, consideră expoziția ca pe un eveniment cultural important în această perioadă delicată pe care o traversăm și consideră lucrările expuse la Forma drept unele extrem de valoroase. Acum când în Europa, în general, s-au mulțit vocile care spun că arta e pe moarte, nu știu unde, interesul în Deva pentru această chestiune e flatant. Vreau să spun că noi am încercat să facem față prin reprezentările cele mai deosebite pe care le-am etalat la pesimeze. Sunt diversități de stiluri consonante cu ceea ce se întâmplă în arta europeană, în arta mondială. Și găsiți de la hiperrealism la arta abstractă, la intervenții care ies din bidimensionalul picturii, până la aplaturi care amintesc de grafică. Ca un element inedit ar fi acela că printre pânzele expuse se află și lucrări semnate de pictori originari din Deva, care în prezent își desfășoară activitatea în capitală. Sunt nume foarte importante aici, începând de la Viorel Mărcineanu, pictor care are afiliații cu noi, fiind de la Cenade din Alba. Eu sunt din județ, am fost profesor de arte aici, acum sunt la București, dar e rectorul Academiei de Artă, care a fost de asemenea elev aici. Și atunci s-a produs această simbioză între București și Deva pe o linie artistică. Nu întâmplător, galeria de la Deva este galerie națională. Și atunci, pe cât ne-a stat în putere, am încercat să reprezentăm arta românească la un nivel cât se poate de ridicat. Expoziția Pictori din București de la Galeria Națională de Artă Forma din Deva poate fi vizitată până în data de 14 iulie.